Salutare băieți și bine ați venit la un nou episod, da, să filmăm cu anormalii. Ce vreau să zic, să nu uitați de butonul de like, subscribe. Noi suntem aici, frumos, ne uităm la priveliște. Astăzi ne chema șeful la sediu ca să ne zică ceva. Hai să vedem ce vrea să ne zică, nu? Băieți, sunt gata, pregătiți? Bine. Câțiva din ei. Dar, hai să vedem. Că scuză frumos, tot îmbrăcat, alea, alea. Salut, colegul. Salut, colegul, ce faci? Da, eu, uite, pe m-au zis că nu chema șeful la sediu. Da, avem ceva de făcut, colegul. Poi? Păi, hai să-l așteptăm să deschid eu vlog-ul. Că trebuie să vină din nou, pe clipă, e până să s-a dus. Bună ziua, bună ziua, dragilor! Salut, șeful! Salut! Ce faceți, mă, băieți? Da, eu, Bine, uite. am văzut că ne-ai chemat, dar ce? Astăzi trebuie să scoat bărbăția din voi. Cum adică? Păi, o să trebuiască să aplicăm metoda bulanului, dacă știți. A, Am înțeles. ma... Trebuie să lungem bine cu vaselina și să încercăm să vedem dacă alunecă. Aoleu. Păi și cu Dar nu cine pe mine. începi? Dar nu pe mine. Fetițele. Păi cu cine vrei să începi? 2 secunde să caut fata, 2 secunde când... Fata... Ia 2 secunde. întoarce, ia întoarce de să vedem dacă alunecă bine. Da, am înțeles. Dar nu da tare. Nu da tare. Mă, ce pipă aveți în gură. Ziceți, dragilor, Pe spate. mai fumăm și noi de când nu mai este mult românește. Da. Păi, decât am înțeles să-mi dea un mesaj să avem până aici. Ce te pot ajuta? Mai e vreun coleg pe aici sau doar noi trei? Nu, Cred că aici noi trei. trei, ceilalți sunt la, pe acolo în centru, la bar. Eu propun să mergem acolo la centru de antrenament și să vedem dacă aveți mușchi pe voi, cum se zice. Da. Ok. Hai, Bun. cine conduce? Hai, conduc eu. Sau N-am. conduci tu, colegul? Cum do tu? Ei, de altfel. Hai, te chema Alex, nu știu? Da. Păi tu mai făcut angajarea, mă. Da, m-am uitat că sunt foarte mulți la care, că mai trebuie să mai fac angajări și trebuie să le țin numele la toți. E pe unde e sala de antrenament? Și nu încă, mergem. Șefă, dar câți bani ai plătit pe mașina asta? Că l-am întrebat pe colegul înainte, că n-am intrat, da. Hai Na? că va fi. Ba, pe tine te-am întrebat cam cât bani au plătit. Dar nu mai aduc ani. Anormal e Bă, security. sincer, că am fost ceva bani. Uiți-vă că primarul ăsta al nostru nu ne bagă nimica pe gratis. A trebuit să mergem la poliție. A, apropo de poliție, astăzi am fost la poliție și am vorbit cu subinspector, inspector, ceva grad mare și mi-a zis că Comisar. avem... Nu, era inspector și a zis că o să dea prin stație la chestor să anunțe toată poliția română că firma noastră de pază și protecție are dreptul să folosească următoarele: taserul, lanterna și bastonul și neapărat vesta. Mi-a zis că sunt cazuri, că am avut un transport zilele trecute și am fost atacați pe autostradă și fără veste am fost cam dezbrăcați, ca să zic așa, și au zis că avem acceptul lor să putem să folosim armele de dotare, dar în niciun caz arme mari dacă nu este nevoie. Mă. Armele mari le putem folosi în cazul în care transportăm ceva valoros, dar asta înseamnă să facem lucrurile noastre sau... Da. Cum ar fi valoarea să zici în asta pentru bancă, bani pentru bancă, pentru amanete, aur. Exact. Dacă facem doar patrulă, atunci ne ajunge taserul, pentru că putem să ne îngădușăm dacă e ceva. Da. Păi na, dacă ne dați voi poliția, e destul de bine, nu? Totuși o firmă de pază. De ce, mă, băieți, credeți că ne-ar ajuta dacă am băgat niște motociclete de alea cu 3 roți? Ala, ar fi bune pentru dealul, unde nu e asfaltat Aoleu, ăla, că vrea să frumos. bage ceva Și cam mașini, acolo pe motorete, de nu? Sau să încercăm să băgăm o motocicletă așa, gen Sanchez-ul, pentru noi, Păi ca să ajungem mai repede la ei, da? Cu aia, un exemplu, nu poți transport cine știe ce armament. Nu poți, dar gândește-te că cum ar fi să mergi mai pe motocicletă când ai transport cu tirul, da? Da, și un Păi aia. pe Dar oare poți trage de pe motoretă?
dacă mai cineva în spate. Poate dacă ai pe cineva, nu știu. Eu zic să ne pun un pic jos și să fac bine sau să facem. Bă, nu știu, mă pun aici cu, na. O să vă spui ce mai zic, să mai ne bat. Păi asta mă gândeam, că elicopter ar faci băgă eu, dar nu prea... Adică avion, avion. Avion, un avion privat. Da, și să fie pe el mare, cred că las. Ar fi o idee, dar nu pot să bag cargul de la mare, trebuie să băgăm ceva mai mic. Mm-hmm. Da, dar stai pe măcar 5 locuri din el, să nu fie pe degeaba, ca că mașina asta nu a scop locuri. Și frumos să invităm o vedetă mare care să țină un concert în oraș, așa, o Shakira, o ceva. Mm-hmm. Pe hârzi John-ul, îl știi? Da, pe hârzi. Să aducem sau să-l aducem de la aeroport cu avionul și noi să-i păzim și să facem undeva pe scena aia mare. Știți că e o scenă acolo de spectacol undeva mai în vale și să ducem acolo vedeta și să ținem un concert pentru tot orașul. Asta e o idee bună, ce da. Bă, frumos, frumos idee. Și noi să fim bodyguards de acolo, îți dai seama ce frumos să fie. Trebuie să-ți antrenezi mușchii, mă. Noi ce să facem? Hai că dacă tot ne-ai chemat, ai să scriem la treabă să mai discutăm. Ai chemat pentru ceva. Sigur. Colegul, deci, chiar... ce facem? Nu știu. Tu știi. Eu știu. Băgăm flotări sau vreți să ne arme? Nu, flotări, cu arme, nu. Flotări, mai bine. Da. Câte vrei să-ți fac? Ia bagă 10. Numai? Ia uite-te la mine. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stai că la 6-lea. 7, 8, 9, 10. Uite-te într-o mână. Băi, nebun. Într-o mână. 9, 10. 11. Mamă, nu mai pot. Mamă. Hai cu 20. Cred că am făcut 30. Așa ne facem flotări și el... 28. Antrenăm brațul. Da. Mamă, eu nu mai fac, gata. Mamă, că se vede. Am făcut 20. Stai că mi-a făcut câteva. L-am făcut de mult. Fuh. Băi, nu mai pot. Mama, am plecat pe burta. Aș ne schimba un pic aici. Mama. Da, deci m-a schimba un pic aici. Întinde-te. Aici sus, stâlpul bec? Da. Da. Hai să vedem care nimerește stâlpul bec de aici, de lângă copac. Poți să încep? N-am pistol. Eu n-am pistol. Hai să văd care nimerește. Eu n-am pistol. N-ai una din prădeșeală pe la tine. Bă, zic că n-am. Câte vrei să-ți mai nimeresc? Hai că am nimerit și eu. Ba, și-i fu, ce faci? Da, colegul, nici tu n-ai nimerit, adică nici tu n-ai nimerit. Serios? Vezi că la mine sparte. Da. Vezi sparte, dacă n-ai pistol, n-ai zic pistol, nu vezi. Aha, înțeles. Bă, e bine, eu am tras 3 fucuri pe parcul de la, trebuie să mă antrenez și eu. Eu trebuie să simt confort, știu că eu sunt bun. Tot de sparte. Vezi cum este unul acolo, ia în capăt, aia. N-am. Bă, pe cât parem că pe unii merez pe aia din capăt? Ia. Spartă-i? Trag-mă pe lângă. Mi-a venit o idee, chef. Dacă tot ne-am scanezi tot, după să te scanezi și noi, să vedem la câte basa ne poți să găzi. Și stai încoagdat. Mama, am început să... Stai în mine ca în sacul de box. Începem să-l batem pe șef. M-am gândit să dăm cu pumnul în față, ce spui? După. Față nu, fără ochelari și pumnul. Hai să vedem cum dăm. Adevărat, eu zic să vede cum. Facem unul la unul? Nu, no, nu, că e după lumea cu pumnul, dacă zic de jos. Hai, dar fără puțin. Hai. Gata. Nici cu pumnul, că... Dă-i, mă, dă-i, dă-i! Hu, dă-i! Cum te-am învățat, păi e schivă. Mamă! Am mușcat în stâlpul ăsta, de un copac. Mamă! Hai, da. Dă-i, mă, dă-i! Place să mă uit, dă-i. Bă, zic că bă, dacă v-ați dat bine de tot. Mamă! Stai, bă, șeful! Așa! Mamă! Mamă! Nu mai da! Gata, așa.
Gata. Fu, ce mi-o spart dinții. Gata, gata. Vino caș. Acum vedeți cine e șeful, da? Acum, vino să te învăț să faci o schemă. Dă-i un pom de mine. Dă-i un pom. Dar nu am un... Ia, bă, nu am un... Pe care nu mai pot să mai fac schema. Adică din față. Hai. Știe să fac eschive de-aia. Mamă, gata. Mamă, t-am dat... Stai, mă, stai! Stai că... Dumnezeu ce-o mai fac cu mine numai. Vă zic să alergăm până sus și... Mamă, gata, nu mai... Mamă, dinții. Facem alergare? Pfff... Să urcăm scările alea de sus și înapoi, sus și înapoi, de două, trei ori. Da, acolo sus ce e? Ce se vede acolo sus? Nu știu, mergem... Unde? Pe munte? Sus de tot pe munte acolo, ce e acolo? Nu știu, hai să o luăm la pas până pe munte. Ce ai nebunit? Hai. Nu ajungem. A, da. Să închid și o mașină pe aici. No, hai! Mama! De până meu să merge până pe munte, că ai zis, băi... Apropo, am un vibe așa de bun. Băi, frate, hai să nu uităm de butonul ăla de like, subscribe. Dacă sunteți noi pe acest canal, dacă nu, atunci butonul de like, nu? Noi acum încercăm să mergem sus pe munte. Sus pe munte, să ne vedem rezistența. Cam greu cu rezistența, dar nu e o problemă. Nu prea vreau să mă uit în spate. Iale, iale, iale. Cam greu, cam greu urcă. Dar oare șeful pe unde, mă? Ia, le-ai în spatele meu! Ia că vine moșul! Mamă! Se aude un elicopter. Ți se aude și două. Păi cu mâna, să ne ia la ocazie. Nu fă-i tu cu mâna. La elice. Hai, George. Băi, nu mai pum. Așa sunt antrenamentele la voi, sau? Ei, cred că... Mult de Georgica încât o tot se cheamă Georgica. Mamă, fii atât cum ai picat imediat. Nu mai pot. A fost acasă de picioare, mă. Ce, mă, că e dâmbul ăsta? Bine că am bocanci ăștia, dracule, că dacă nu... Hai, Georgica! Unde, Georgica, mă? Nu vreau să mă uit în spate, că dracule, e pica în față. Poate dau într-o piatră. Hai, mă, hai! Ia pută, da, vine, e puturos. Pe aici era o piatră. Serios, mai pus să vin până aici la o piatră? Hai după mine! Aici. Haide, șeful, hai. Că te-am luat. Mamă, ce picat am eu. Ha, ce picat am eu. Mamă, ce fain să vede de aici. Georgica, hai, bă. Mamă, ce-i cu ăla, mă, obosit. Bă, ce faină privire ăștia. Ia uite-l, văd pe Georgica. Hai, Georgica! Ia uite-te, iale. Vine. Numai că e cam greu. Numai că eu-l văd cam un chiloț. Și-a dat jos pantalonul ăsta, nu? E ca la picioare. Mă, bine că s-a vopsit albastru în cap. Colegi, m-au auzit? Ha, mă, nebunule! Nu mai pot, am căzut. Ce frumos se vede. Mama, am căzut de două, nu mai pot. Unde ori, că nu mai pot, colegi, nu mai pot. Ha, mă! Nu mai pot, Mamă! Hai, facem o poză aici, toți trei. Mamă, dar nu mai pot. Georgica, pune-te lângă mine aici, în stânga mea. Cheamă Găbel. Bine. Azi te cheamă Georgica. Hai, facem o poză. 3, 2, 1, zâmbiți. Brânză! Gata, poza e făcută. Mamă, de ce fain să vede. Colegi... Hai să facem altfel. Hai încolo ca să faci poza invers. Da. Mm-hmm. Dar sunt toate așa. Da. Dar sunt toate așa, poate zice de coag. Hai, șeful, încordă-ți
muștele. În poziție de goagnă asta, fix așa că bine de asta. Ale bodyguard. Bine băieți, dacă vă plăcut acest episod, vă aștept la... Vă mai aștept la încă unul. Era în verde, mă, ce crezi? Da, m-am încurcat băieții. Am bine băieți. Mai dacă v-a plăcut acest episod, vă aștept la următorul episod. Să nu uitați de butonul de like și subscribe. Și dacă vreți să mai vedeți ceva, scrieți acolo în comentarii și noi să încercăm să facem episoade după cum vreți și voi. Eu v-am lăsat. Vă zic cât mai frumos să aveți. Ce ai făcut? Salut!